Un plan bine pus la punct s-a transformat într-o călătorie întinsă pe o jumătate de an și un continent întreg. E rezumatul aventurii unui român care și-a pus ambiția să traverseze Africa pe bicicletă și sunt mândru să-l am alături de mine pe Bogdan. Bine v-am găsit, Bogdan. Bună dimineața. Trebuie să spun că dincolo de orice ai tot respectul meu. Mulțumesc. Pentru că mă gândesc că e nevoie de foarte multă ambiție, dincolo de orice altceva. Că e adevărat, după aia ai nevoie și de bani și de alte chestiuni. Dar ai nevoie de ambiție ca să faci o chestiune de genul ăsta. De cât a durat planificarea? Sau, mai bine zis, s-a legat de accidentul de motocicletă planificarea? Da, s-a legat, pentru că întotdeauna îmi doream să-mi fac această călătorie, să traversez Africa, dar nu lasem în calcul și bicicleta. Accidentul de motocicletă, în primul rând, recuperându-mă, mi-am dat seama că pot să merg distanțe destul de lungi pe bicicletă și, în al doilea rând, am știut că pot să pierd totul. Așa, foarte, foarte simplu. Și atunci n-am mai vrut să mai amân absolut nimica și din cauza asta am și plecat în toată călătoria. Și pentru că știam că accidentul meu în final mă va costa o proteză totală de genunchi, am avut și motivația să depășesc momentele dificile. Pentru că știam că este acum sau niciodată pentru mine. Deci, cu alte cuvinte, tu ai ales să mergi acum pe bicicletă și probabil că vei mai face câteva lucruri, pentru că îmi spuneai că peste câțiva ani tu n-o să mai ai cum să mai mergi pe bicicletă? Posibil să mai pot merge pe bicicletă, dar să nu mai scot performanță, pentru că o proteză totală de genunchi te limitează puțin. Puțin, îmi place, ești optimist, da. Puțin. Trebuie să fii întotdeauna optimist. Am următoarea întrebare. Bine, sunt foarte multe. Cât e de dificil? Care este cea mai interesantă? Și nu pot să spun eu una, că cred că sunt mai multe. Cea mai interesantă amintire. Care a fost cel mai periculos moment? Sunt foarte multe lucruri. Povestește-ne. Hai să încep cu începutul. Una dintre întâmplările amuzante s-a întâmplat în Egipt. Abia pășisem în Africa, era un tărâm necunoscut pentru mine și poliția a vrut să mă escorteze. Și undeva aproape de Alminia chiar m-a amuzat, pentru că aveam mașina militară în spatele meu. Eu mergeam cam cu 20 de km la oră și mașina e poliției în față și nu lăsau pe nimeni să depășească. Și am mers așa, cred că 15 km până în oraș. Da. Asta este o chestiune deosebită. Ceva ușor neplăcut în toată povestea asta? Nu mi-a plăcut ploaia. Când trebuie să mergi la drum lung și te plouă și nu știi unde o să dormi, peste noapte nu este foarte plăcut și, din păcate, în Malawi și în Zambia am nimerit în sezonul ploios și aproape în fiecare zi mă bucuram de acest fenomen natural. Ce înseamnă o tură lungă? Eu, de exemplu, mă gândesc când zic o tură lungă că fac 150 de kilometri. Ce însemna pentru tine o zi cu foarte mulți kilometri pedalați? Și pentru mine 150 de kilometri era o zi lungă. Eu îmi propusesem să merg cam 100 de kilometri pe zi. Câteodată mergeam mai puțin, câteodată mai mult. Maximul am avut undeva la 200 de kilometri în Botswana, când m-am bucurat și de un vânt din spate. Iar cel mai puțin, unde efectiv m-am oprit pentru că nu mai puteam, a fost în Kenya, unde am urcat la 2700 de metri. Iar deja când depășești altitudinea de 2000 de metri, oxigenul te face să obosești mult mai repede decât în mod normal. Ai făcut-o doar pentru tine sau ai avut un alt scop în spate? Sau te-ai gândit să ai vreun alt scop în spate? Multă lume pune câte o chestiune, câte o etichetă umanitară când face lucruri de genul ăsta, care sunt absolut spectaculoase. Aceeași întrebare am primit-o și în Africa. Toată lumea m-a întrebat, de ce ai venit? O faci pentru un scop? Nu, scopul a fost pentru mine să-mi urmez un vis care l-am avut de foarte mult timp și n-am mai vrut să mai amân pentru altă dată. Înțeles. Și mănâncă să mai faci ceva? Cu siguranță. Ai vreun continent, vreo țară, vreun munte? Aș vrea să plec și prin Asia, dar mi-ar plăcea să mă reîntorc și în Africa, poate să reușesc să fac și coasta de vest. Știu din momentul în care am început să-l urmăresc foarte îndeaproape pe Radu Păltineanu, românul care a plecat și traversează cele două Americi de la un cap la altul, că sunt o grămadă de probleme legate de pene și de lipsa unor elemente care țin de bicicletă, ca să poți să mergi, că până la urmă de aia ieși pe bicicletă. Care sunt poveștile legate de ce ți s-a întâmplat ție? Prima mea problemă a fost la fix 2 km de la aeroportul internațional din Cairo. Tăiaseră trandafiri și fiind noapte, eu nu i-am observat și am avut pană pe ambele roți și erau
mai multe găuri în camere, trebuie să le schimb pe amândouă. Și din păcate și puțin fortuit, pentru că m-am oprit chiar lângă baza militară aeriană și a venit un paznic la mine și mă grăbea să mă gonească de acolo, dar am spus, nu pot să plec de aici pe o campană și aveam și multe bagaje. Pe urmă am avut chiar și cadru fisurat la bicicletă, a trebuit să-l sudez în Lusaka. Mi s-a spart roata pe spate și din fericire aici am fost ajutat de ambasada României din Pretoria, care mi-a trimis o nouă roată, tot în Lusaka. Spițe rupte cel puțin câte două pe săptămână. Ce înseamnă am avut multe bagaje? Cred că undeva la vreo 50-60 de kilograme e posibil în țări precum Sudanul, de care am foarte multă apă, să fi depășit chiar această valoare. Păi nu-i puțin, e foarte mult. Este foarte mult. Eu bagajul pe avion, când m-am întors, am avut 29 de kg la bicicletă, 29 de kg bagajul de cală, 8 kg cel de mână, plus ce am mai aruncat în Cape Town și fără apă. Oho, a semnat ceva. Ai avut curiozitatea să faci o socoteală după ce s-a terminat toată această poveste și să o compari cu ce gândeai că va fi la început? Adică, e clar că e mai mult sau mai puțin, hai să o luăm așa ca un business. Am de gând să bag 5 lei în afacerea asta. La final, de fapt, am constatat că am cheltuit 4 sau am cheltuit 10. Cam cum a fost la tine? Nu mi-am făcut bugetul când m-am întors, nici nu vreau să-l fac, pentru că experiențele nu au preț. Însă pot să zic că mi l-am depășit. Eu mă așteptam ca Africa să fie o destinație destul de ieftină, din păcate nu. Mai ales Africa de Sud, Namibia, Botswana sunt extraordinar de scumpe. Cel puțin în Namibia, doar ca să stau într-un camping, fără condiții neapărat foarte bune, am plătit undeva la $20 pe noapte. Atât de scump? Atât de scump. Din fericire, în Kenya, un hotel era în jur de $5 pe noapte. Sau în Sudan, oamenii mă primeau gratuit, nici nu vreau să audă de plată. Așa că oarecum s-au balansat. Dar nu a existat o teamă. Dom'le, sunt foarte multe animale sălbatice. Sunt oameni care poate nu au un grad de civilizație foarte ridicat și pot să-mi facă rău. Au existat o grămadă de probleme cu tot felul de extremiști în zonă. Pot să rămân fără bicicletă. Se pot întâmpla nenumărate lucruri. Da. Cum le-ai luat în calcul sau cum le-ai evitat sau cum le-ai abordat? Cu animalele, într-adevăr, a fost o problemă în Botswana, unde chiar am fost atacat de un elefant, dar am scăpat pentru că a venit un tir din sens opus și a început să claxoneze. Și atunci elefantul s-a speriat și a fugit. Cu oamenii, în schimb, n-am avut absolut niciun fel de problemă și Sudanul, par exemplu, toată lumea spunea că este o țară care este măcinată de război. Din contră, acolo am întâlnit cei mai prietenoși oameni din lume. Mergeam la un magazin, ceva pe marginea drumului, îmi cumpăram de obicei câte un suc sau două reci și întrebam cât mă costă. Și de foarte multe ori îmi spuneau, te rog frumos, nu plăti, ești un oaspete în țara noastră și este plăcerea mea ca să te ajut să-ți continui călătoria. Așa drăguț. Inclusiv la un hotel, adică când îți construiești un hotel, o faci pentru ca turiștii să vină la tine și să poți să faci un profit. Nu și în Sudan, pentru că în Sudan am tras la un hotel și în mijlocul nopții a venit managerul hotelului personal și mi-a spus, te rog frumos, nu plăti nimic, ești un oaspete aici. Păi da, pe de altă parte, gândește-te că tu vorbești așa de frumos de el, încât vestea se duce mai departe și cumva gestul lui se transformă într-un instrument de marketing foarte bun. Spune-ne că, sau mă rog, spune-le lor că mie mi-ai spus deja, de accidentul pe care l-ai avut cu un tir sau ceva de genul ăsta, că n-am... mai bine zi tu. Da, în Sudan m-a lovit un tir. Știu că sună puțin mai urât așa, dar în final a fost o experiență amuzantă. De ce? Pe mine m-a lovit tirul în brațul stâng și după aceea m-a umplut de sânge. Am fost la un magazin în apropiere, copiii m-au dus la o rafinărie unde era singurul medic pe o rază de cel puțin 50 de kilometri. M-a verificat și îmi spune, cred că nu ai osul rupt, dar trebuie să te trimitem în primul oraș, în Shendi, și să-ți faci o radiografie acolo. Și spun, domnul doctor, eu am făcut acest ocol până la Atbara, numai ca să văd piramide de la Meroe. Uitați, vă rog frumos, pot să dorm aici la dumneavoastră și eventual, dacă mă simt mai bine mâine, să merg să le văd. Mi-a spus, nu, trebuie să mergi neapărat acolo, pentru că ai avut accidentul. Însă facem în felul următor, o să vorbesc cu șoferul de pe ambulanță și mergeți împreună la piramide. Și în consecință am fost la piramide cu ambulanța, mi-am făcut poze cu șoferul de pe ambulanță și mai erau câțiva oameni pe acolo. Toți se uitau la mine cum am dat jos din ambulanță, plin de sânge și cu echipajul după mine. Bogdan, nu pot să spun decât un singur lucru pe care l-am spus și la început. Ai respectul meu pentru curajul și ambiția de care ai dat dovadă. Sunt foarte curios că atunci când vei face următorul plan să-mi spui și mie, poate că te însoțesc. Cine știe, am și eu câteva idei
și dorințe. Poate că unele dintre cele pe care le nutrești tu se pupă cu ale mele și facem un echilibru. Da, cu cea mai mare plăcere. Pe de altă parte, îți doresc mult succes în continuare, pentru că ai nevoie. Mulțumesc frumos. Dacă vrei să mai mergi și pe unde spuneai că mai ai de mers. Doamnelor și domnilor, acestea fiind zise, vom merge mai departe și vorbim despre turiștii care au ajuns pe litoral și care au fost alungați de vremea urâtă, cum au încercat să profite totuși de zilele de vacanță, veți vedea după câteva momente de publicitate.